Bună seara, Vladimir Ionaș. Bună seara. Iată genul ăla de problemă de care discutam ceva mai devreme. Încerci să lovești ținte teroriste, îți iese sau nu ți iese, oferi acest spectacol al unor morți de civili colaterale nedorite. În păcate, oricare ar fi fost decizia imediată a armatei Israelului, fie această decizie cu bombardamentele la distanță, fie intrarea terestră, ar fi dus la o mulțime de victime civile. Diferența e că acea intrare terestră ar duce și la foarte multe morți de partea cealaltă a armatei Israelului. Da? De ce s-a amânat acea invazie despre care se vorbește zi de zi? Din punctul meu de vedere, doar datorită sau din cauza, cum privește fiecare această poveste, Statelor Unite, care nu și-au dorit până în momentul de față o escaladare. Și o escaladare nu înseamnă neapărat, am văzut că se vorbește despre Iran. Iranul, din câte am citit, am tot spus lucrul ăsta, nu sunt specialist în domeniu, dar din câte am citit ceea ce spun specialiști, Iranul ar putea să facă două lucruri. De fapt, un lucru deja l-a făcut și e foarte grav pentru noi. Poate bloca strâmtoarea Hormuz printr-o, nu știu, scufundă două vase acolo și până le tai să le scoți, ai o problemă cu petrolul. Și doi, poate face ce a făcut Ayatollahul, să lansezi un mesaj către acești teroriști, că nu poți să-i numești altfel, islamiști, de peste tot. Deci mesajul să pornească. Citiți, eu așa am citit pentru mesajul sau alte grupări din zonă, nu, ci pentru islamiștii radicalizați din Europa. Eu văd mesajul Ayatollahului ca un mesaj transmis acelora din Europa și Statele Unite, pentru că aici doare și ăsta e efectul pe care vor să-l creeze. Să lovești în lumea occidentală, care poate pune presiune pe Israel să, într-un fel sau altul, oprească ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte, eu înțeleg și Israelul. Populația are nevoie de răzbunare. E o presiune uriașă pe tot ce înseamnă politic și militar să existe un fel de răzbunare. Mai putem vorbi despre aceeași înverșunare sau sete de sânge de acum o săptămână de pildă? Au trecut 9 zile între timp de la atacul Hamas. Cu siguranță, sete este aceeași. Mai ales datorită faptului că în Gaza sunt încă cetățeni ai statului Israel care sunt răpiți. Și aici sunt două chestiuni. Știți, de fiecare dată când a avut loc un atac terorist în Israel comis de Hamas, Hezbollah, oricine, de partea cealaltă au fost de 20, 30, 40, 100 de ori mai multe victime. Întotdeauna răspunsul a fost așa. De partea cealaltă, de fiecare dată când Hamas sau Hezbollah a avut oameni răpiți din Israel, au reușit să obțină la schimb mult mai mult. Da, ultima oară mi-aduc aminte că a fost un raport de 50 la 1, ceva de genul ăsta. Probabil asta încearcă Hamasul și de data asta să obțină. Nu știu dacă au cu cine să negocieze în momentul de față de partea israeliană. Nu văd nici alte state. Înțeleg că acum inclusiv Qatarul încearcă să negocieze ceva. Qatarul chiar ar fi... Turcia înțelegem că încearcă să negocieze ceva. Turcia ar vrea, Erdogan ar vrea să joace rolul... Hezbollah, înțelegem. Qatarul are da. Cum să... Păi, dacă atât timp cât liderul Hezbollah, liderul Hamas stă în Qatar... Mă gândesc că pot negocia cumva, nu? Și apropo de asta cu lumea occidentală, știți cine e partener foarte bun al Qatarului, inclusiv campionatul mondial l-am organizat acolo? Nu? Lumea occidentală asta, că, știți, mie îmi place ipocrizia asta, ăla e rău, dar până la bani, că la bani toată lumea e bună. Ministrul de Externe al Egiptului confirmă faptul că spitalul a fost bombardat de Israel și anunță că trebuie condamnat foarte ferm și că rupe din momentul ăsta orice canal de comunicare cu Israelul, iar regele Iordaniei a ieșit și a anunțat că e depășește orice limită. Problema e că și Egiptul și Iordania reprezentau speranțele Statelor Unite pentru acel coridor și în momentul acesta pare că nu mai există nicio șansă. Știu că ajunseseră la o înțelegere măcar pentru cetățenii străini cu Egiptul. Vom vedea dacă va rămâne în picioare această speranță. Bun, și atunci asta ar confirma această teză.